Întâlnirea dintre miniștrii de externe nu s-a încheiat cu progrese semnificative. Nu s-au făcut progrese în privința încetării focului, iar Serghei Lavrov nu și-a asumat angajamente în privința unui coridor umanitar în Mariupol, unde situația este foarte dificilă. Întâlnirea de azi arată că nu există alternativă la această criză. Au fost explicate ce măsuri sunt luate de armata rusă pentru a ușura soarta civililor, care s-au trezit prinși în acest conflict. Oficialii au venit cu mai multe informații de mai multe ori pe zi și au informat cu privire la inițiativa rusă de a stabili coridoare și intervale orare. Se încearcă să se facă în așa fel încât să fie găsite cele mai eficiente rute. Partea rusă a propus o soluție concretă a documentelor legale, iar delegația ucraineană a primit aceste idei despre care spuneau că vor vorbi la Kiev și vor veni cu răspunsuri clare. Vedem cât de periculos acționează europenii care furnizează armament letal Ucrainei, încălcând principiile lor. Noi am atacat Ucraina, nu pregătim atac asupra altor țări. Pentagonul a făcut multe lucruri rele, a folosit banii din taxe pentru a realiza arme biologice în Ucraina și în alte țări europene. Ucrainenii au realizat aceste activități în secret deși ele sunt interzise a transmis Sergei Lavrov.